Avem aici superbele luminițe cu Euro 2020 și mingi de fotbal și cupe care n-au absolut nicio legătură cu Crăciunul. De la distanță așa sunt foarte drăguțe, dar când vezi ce sunt de fapt, îți cam trece. Sunt în drum către atelier, către jurnalul de atelier ilustrat. Azi a fost o zi în care am făcut doar să mă uit la tutoriale pentru camera asta mică, tutoriale pentru audio, vreau să văd cum aș putea să fac să fie mai bine. E un pic mai încet decât camera veche și nu mă încântă neapărat treaba asta, dar cred că poate fi rezolvat. Și acum mă duc pe jos către atelier, după care, au o strutoare pe aici, da, și încă o treabă, nu merge la fel de bine pe low light, dar la un moment dat o rezolvăm și pe asta, măcar în post-procesare, dacă nu altceva. Oricum are foarte, foarte multe avantaje față de cea veche și abia aștept să îi încerc toate funcționalitățile. Spuneam că aseară am fost cu mașina la Roxana, după cum ați văzut, doar că ni s-a făcut poftă tuturor să bem un pahar de vin, o bere, una alta, așa că am lăsat mașina acolo, nu susține niciodată condusul, nici măcar după un pahar de vin. Mai mult nici nu zic. Și pentru că am lăsat mașina acolo ieri, astăzi după atelier va trebui să mă duc până în zonă să o recuperez. Sper să mai găsesc, că nu știu exact pe ce stradă a parcat Andrei, dar mă descurc, eu sunt femeie independentă. Cu piticania asta mi-este mult mai greu să stau să vorbesc pe stradă, să fac vlog. Nu știu, mi-e mai rușine, nu înțeleg de ce. Cu camera normală măcar era o chestie mai asumată, adică vedeau pe stradă că ai o cameră și își cam dădea seama ce faci. Acum te vede cu un pix în mână și nu înțelege ce se întâmplă și nu știu, cred că o să dureze până mă obișnuiesc cu toată treaba asta. Dar it's fun, că e foarte mic, efectiv o ții în buzunar, ai nevoie de ea, ai scos-o imediat, ai filmat, e, nu știu, e super rapid totul și foarte convenient, așa, îmi place. Aproape am ajuns și eu. Vreau să-mi iau 2 minute pauză în față, înainte să intru, să pun o poză pe Instagram, după care sunt gata să încep atelierul, să vedem ce face Andreea cu noi astăzi și cine mai dă de desenat. Într-o mega aglomerație, este ora 9:30 noaptea și este incredibil de aglomerat, nu pot să cred cum se schimbă traficul de sărbători. Și au fost și 2 accidente pe drum, pentru că ies și foarte mulți șoferi, adică asta e de ținut minte, efectiv, dacă conduceți. Ies foarte mulți șoferi care nu conduc în mod normal, nu prea au experiență la volan și se complică un pic treaba, să zic așa. Trebuie să ai mai multă grijă când ești în trafic, în perioada sărbătorilor sau în weekendurile astea, weekenduri prelungite, vacanțe, chestii de genul, că sunt mulți care scot mașina doar atunci sau, mă rog, atunci au ei treabă și în restul săptămânii nu conduc. Nu zic că e ceva rău, zic doar că trebuie avut grijă extra, să spun așa. Dar ce mi s-a întâmplat în seara asta, că n-am apucat să vă povestesc, acum că am ajuns la mașină, am recuperat-o și merg către casă. Ne vedem mai încolo. Gata, am ajuns și acasă. Simt că mi se închid efectiv ochii. Și ce încercam să vă zic pe drum era așa. Acesta a fost ultimul curs de ultimul atelier de jurnal ilustrat. Și la final a venit una dintre colegele mele la mine cu un pachetel foarte, foarte drăguț. O să-l deschidem imediat. Dar nu aș fi știut că ne știm așa online, să zicem, că mă urmărește online și că n-a zis nimic până acum, nimic, nimic, nimic. Bine, înțeleg că și mie mi-e rușine. Dar mi se pare foarte, foarte drăguț că la final așa a venit cu un mic cadouaș. Îți mulțumesc din suflet, să știi. Și când stăteam afară, să aștept Uber-ul să mă duc să ridic mașina de unde am lăsat-o, am mai întâlnit cu cineva, cu Gabi Visează și cu ea am mai vorbit și pe Instagram și am putut să asociez și cu un nume și cu niște conversații, să zic așa. Dar seara asta, deci, mă simțeam și un pic rău, mi-era greață, eram obosită, dar voi, fetelor, mi-ați făcut seara superbă, superbă. Iar acum, Andrei ne va face o demonstrație de tehnologie, pentru că a comandat de pe AliExpress
cu purificator de aer. Ia stai un pic. Uite, asta e fața. Un purificator de aer de la Xiaomi, același brand de la care aveam și aspiratorul, primul aspirator robot. La noi se găsește ăsta, dar la preț mai mare, nu? Sau care-i treaba? Nici nu-l găsești în magazin. A, nu găsești în magazin. AliExpress. Ok, are un mic display aici, văd. Și cum face? Pe aici trage aerul și pe aici îl dă afară, nu? Exact. A, se și simte că îl dă afară. Și fii atent. Și are câte filtre sau ce fel de filtre? HEPA. Nu știu, dă-ne informații. Are stai filtre pic, HEPA. Pic. Așa. Aici? Are filtre HEPA și filtrează particulele de 2,5 microni. Da, nu e ca și cum înțeleg ce înseamnă asta, dar ok. Așa, și am făcut niște programe. Când sunt peste 45 de particule în aer, la ce măsoare PM2,5 asta, să pornească mai tare până îl scade sub. Okay. Uite, și la 50 încă ești good, dar sub 40 ăla e excelent. Ah, ok. Și acolo vreau, sub 40. Și stai, ce mă interesează pe mine? Ajută și cu părul de animal, adică dacă mai e păr de animal în aer să-l filtreze și pe el? Tot, filtre. Și ăla nu trebuie curățat toată la ceva timp? Sau păi, cum? O să trebuiască. Ah, okay. Nu știu cât de des trebuie să vedem. Păi fiind păr de animal, da, mă gândesc că mai des. Dacă ar fi fost doar praf... E puțin cam mare locul de aici pentru el. El e făcut pentru ceva gen 40 de metri. Ah, la noi mai mult. Și noi aici cred că avem cu open space în sus și cu dacă avem vreo 80 dacă nu mai mult. Da. Că mai sunt și ușile deschise pe sus și da. Dar e cel puțin în 70-80 lejer. Și deci nu face față sau cum? Face față, dar trage mai mult. Mai chinuitor, am înțeles. Pisici. Uite-l cât de mult trage când e full power, fii atent. Pisica, ce faci, frul? Băi, nu mai fi așa sclifosită. Nu-mi dau seama exact când focalizează, ce e focalizat cu ăsta. Ia, fii atent. Wow. Poți să fiu Marilyn Monroe, da. Când vreau să-mi fac poze șmechere cu părul în vânt, mă pun deasupra lui. Care auto? Abia îți dai seama. Da, de auzit nu-l auzi. Și are un mod și mai silențios, atât se numește Night. A, dacă îl ții în dormitor cu tine. Da, ar fi interesant să-l luăm cu noi câteva nopți, să vedem dacă dormim mai bine. Da. Și, el ajută, zice și de umiditatea aerului? Da, uite, avem umiditate aici 40%. Să putea și mai bine, dar e ok aici. În dormitor cred că e mai puțin. Când dăm drumul la șemineu noaptea, sigur scade. Scade. Dar el nu ajută să crească umiditatea, nu? Nu face absolut nimic în sensul. Poate chiar... Dar nu, n-aș vedea de ce ar scădea umiditatea de la el, nu. Nu, de scăzut nu cred. Cred că nu-i dă niciun plus, nici în minus. Da, cred că e indiferent. Și rămăsesei să ne povestești despre Mia's Children. Că te-am ținut minte. Stai așa că... El are programul automat, e pe auto. Eu, am înțeles. I-am pus de aici, din aplicație, automation, și am zis când e peste 45 și pui regulă, if, then. Ok, gata, îi dai reguli, da. Îi pui reguli. Rutine, și, să zicem. Am zis peste 45 să pornească la mai tare, între 20 și 45 să pornească pe auto, am înțeles. Ca cum simte el nevoie. Am înțeles, sub am 20 înțeles. Să închide. Brav. Acum vii să ne povestești de Mia's Children? Mia's stai. Children. Am avut niște chestii de donat de la muncă. Gen ce a rămas? Dă-mi cât îl țin. Nu, că o să acoperi microfonul, eu, sigur. Eu sunt vlogger adevărat, știu să nu bine, acoperi microfonul. Bine, fii atent. E aici un microfon, îl vezi? Așa. Și mai e aici unul. Ok, e puțin greu de... treabă. Așa, e bine. Bun, și am căutat un loc în care să ducem toate chestiile astea care ne-au rămas, prăjituri, cozonaci și tot ce a rămas de la muncă, de la petrecere, să le donăm. Și am găsit Mia's Children. În sectorul 6. În sectorul 6, chiar în roșuie. Da. E militar și nu știam nimic despre ei, dar am zis să mergem acolo, părea ok organizația din ce am văzut pe site. Am ajuns acolo și doamna Mia are grijă de 45 de copii și face treaba asta de bineînțeles. Face treaba asta de 26 de ani, zicea.
toți copiii aia sunt extrem de respectuoși, sunt extrem de politicoși. Toți au acces la calculatoare, au acces la Instrumente piane, la instrumente muzicale, da, muzicale, sport. la pot să deseneze, pot să facă tot ce vor. Aveau niște tablouri super, super tare acolo. Nu te așteptai să fie făcute de copii. Și are grijă de absolut tot, de ei. Îi trimite la școală, stă cu ei să-și facă temele. Da, n-am mai fost într-un loc ca ăsta. M-a impresionat foarte, foarte tare. Și având în vedere că ei aveau acolo niște calculatoare, am zis să vorbesc cu colegii mei să vedem dacă putem să facem, nu știu, o dată la 2 săptămâni, curând, cumva, să ajungem să le facem niște traininguri pentru PC. Tot ce ar vrea ei să facă, mă rog. De la început până la mai avansat, să vedem ce știu fiecare. O să fie interesant. Așa că dacă vreți să donați ceva de sărbători sau să faceți o faptă bună, Mia's Children până la capăt. E foarte, foarte tare. Ei au primit de la cineva acolo cam 3 etaje într-un bloc, din câte am văzut, nu știu exact. Le-au donat, mă rog, îi lasă să le folosească și acolo stau copiii, acolo stă și doamna Mia, acolo stau toți. Au o sală imensă, cam de vreo 200 de metri, un fel de living room unde erau toți atunci și acolo își făceau și temele, făceau tot. Aveau un câine al lor de care aveau toți grijă, e foarte, foarte frumos. Atât. Cam asta am avut de povesti despre locul ăla. Eu mănânc, mi-era foame rău. Cred că de-aia mi-era și rău, că am mâncat foarte puțin azi și am băut doar un pahar de apă, eram și Dar deshidratată, ce ai nemâncată. făcut tu astăzi? Te-ai chinuit în halul ăsta singură. De ce m-am chinuit Păi singură? nu ai mâncat și n-ai băut apă, ăsta de tine M-am ține. uitat de ele, nu că nu m-am chinuit intenționat. Ai avut cursul în Sahara? Bă! Bei. Obraznico. Bei vale. Am zis că vă arăt ce am primit. Și începem cu punguța asta foarte drăguță. Și-a personalizat totul. L-a scris pentru copilașii blănoși. Și avem niște steluțe și o căciuliță de Moș Crăciun. Iar înăuntru, cineva deja a făcut ochii mari, avem două punguțe pentru Sisko. Ce faci, dragă, tu aici? Imediat o să-ți dau. Deci avem două punguțe pentru Sisko. Și o cutiuță mare plină de yummy, yummy, yummy pentru pisici. Și e gourmet. Sunt foarte, foarte răsfățate în seara asta, animăluțele. Știți cu dragă. Iar pentru mine, această cutiuță pe care scrie pentru Ștefana. Și înăuntru avem întâi o scrisorică cu sticăre, super, super cute, pe care acum o să o deschid. Doar am tras așa un pic cu ochiul. Miroase oricum demențial cutiuța asta, pentru că are un ceai acolo, care e plin de fructe și e o mireasmă. Hai să vedem ce mi-a scris Andreea. Dragă Ștefana, numele meu este Andreea Maria și sunt un puiuș de scaiete de 21 de ani. Se pare că anul acesta am fost un puiuș tare cu minte, deoarece am primit un cadou așa de special și unic de Crăciun, anume să descoper o persoană ca tine. Prima dată te-am întâlnit la cursul de jurnal ilustrat. Trebuie să recunosc că atunci nu am știut cine ești, dar am văzut că ești o persoană foarte creativă care făcea niște desene super, înarmată cu un bullet journal după ea. Ia uite ce drăguț! Tu vezi? Mereu mă bucur când întâlnesc astfel de persoane. Am văzut la final că fii mai bucuroasă de desenul acela despre care ai zis că îți place cel mai mult cum a ieșit. Eu cred că toate ți-au ieșit super și chiar m-a inspirat să-mi desenez personajul mult mai ușor. Dar am crezut că probabil îți place să filmezi și atât. Detectivul anului 2019. Ce drăguț! Hai să-ți povestesc, Andrei. Deci treaba e că la primul curs, dacă aș fi știut, rămâneam acolo. La primul curs am stat așezată chiar lângă Andreea, să știi, am întârziat și era singurul scaun liber, nu știam oricum unde să mă așez. Și am nimerit, adică ea a făcut un gest să mă invite lângă ea, că era acolo un pic mai mult loc liber. După care m-am mutat lângă Alexandra, pe partea cealaltă. Dar de asta zic, uite, dacă știam, poate rămâneam acolo, rămâneam colege tot cursul. Dar ce drăguț, nu pot să cred. După câteva zile de la primul curs, am descoperit canalul tău și ceea ce faci. Deși sunt doar la primul capitol al poveștii tale, unde încep să te cunosc, pot spune că ești genul acela de carte,
fantasy, dacă vrei, pe care omul o citește odată cu plăcere și curiozitate maximă, iar când o recitește, pentru că nu se poate sătura de ea, descoperă mereu ceva nou, ceva frumos, ceva care să-l facă să o recitească iar și iar și niciodată să nu uite de ce a citit-o prima oară. Ce frumos! Da. Tare frumos. Aș vrea ca acum... Nu plânge. Nu. Aș vrea ca acum să poți scrie în cât mai multe pagini, texte, fraze, propoziții, cuvinte, silabe, sunete, morfeme și foneme, tot ceea ce am descoperit nou la tine, tot ceea ce m-ai învățat, tot ceea ce ador la tine, deși te urmăresc de puțin timp, dar zilnic. Nu cred că aș reuși să cuprind nici jumătate și nici ceva mai fi. Câteodată scurt și la obiect e mai de efect. Cu toate acestea, dacă cineva m-ar întreba ce îmi place cel mai mult la tine, ar fi faptul că ești tu. Și tu l-a desenat foarte, foarte drăguț, l-a făcut colorat și l-a pus între ghilimele. Tu niciodată nu va trebui să-i spui unei persoane pentru ce să te aprecieze, tu doar îi vei da motive să o facă. Iubesc la tine personalitatea vie, colorată și frumoasă pe care o ai. De la dragostea pentru animale, la Borgins, pentru care eu sunt on în orice ocazie, de la sfaturi interesante și de suflet, la vlogurile, de la decorat camera la bullet journal. Atât de multe de oferit, atâtea de descoperit. M-am gândit... Citește și el. M-am gândit ceva până să scriu, deoarece am considerat că te urmăresc de prea puțin timp pentru a-ți putea spune toate acestea. Însă, un moment mai bun ca cel de acum nu cred că s-ar nimeri prea curând. În plus, cineva m-a învățat odată că momentele perfecte nu apar, ci le creezi tu singur. Așa că asta am și făcut. Așa scaiețel cum sunt. Îți mulțumesc mult pentru ceea ce faci și pentru că ești tu. Pe lângă mulțumiri și cuvinte frumoase, am adăugat aici și puțin spirit crăciunesc și aniversar și l-am împachetat special pentru tine și cei mici. Este mai micus ce-i drept, dar l-am făcut cât se poate de colorat. Sper să-ți rupă un zâmbet. Te îmbrățișez și cu puțin noroc, poate ne vom revedea. Iar mă emoționez. Deci, avem aici o turtă dulce în formă de inimioară, pe care o să o mănânc chiar acum, să știți. După care avem ceriul ăsta care a miresmat toată cutiuța cu parfumul lui, ceai de fructe cu măr și scorțișoară și, nu știu, adică se vede că mă cunoști pentru că sunt nebunită după măr și scorțișoară și mi se pare chestia perfectă pentru perioada asta. A venit repede și Nova, ca simt că e ceva și pentru ea aici, nu? După care avem niște cârliguți în formă de brăduți, numai bun de decorat acum prin casă de sărbători. Da, gata, dragă, hai fugi! Și... ceea ce mi se pare foarte drăguț, pentru că ne-am cunoscut la jurnalul de atelier ilustrat și practic asta ne-a deschis nouă, să zic așa, ocazia, uite, de a mai vorbi. Mi-a oferit ceva făcut de Andreea, care a ținut atelierul de jurnal ilustrat. M-am emoționat de tot. Și ia să vedem ce este, că aici nici nu m-am uitat. Ah, sunt carnețele. Doamne, cât de frumos! Sunt carnețele cu, stați un pic, cu sirene. Carnețele cu sirene. Doamne, cât de drăguț. Dacă eram mai pe fază și ne ajungeam deja acasă să mă uit prin tot, l-aș fi împărțit cu tine, să știi. Deci dacă te uiți acum la vlog, să știi că îți mulțumesc foarte, foarte mult și aș vrea să avem amândouă câte un carnețel din ăsta și să ne trecem așa gânduri și să fie carnețelul de sărbători în care să ne... ilustrăm toate întâmplările de sărbătorile acestea. Chiar nu am cuvinte pentru tot ce se întâmplă. Luna asta e... pe cât de obositoare e, cu editat și filmat zilnic și toată nebunia asta, pe atât de satisfăcătoare e și, nu știu, rewarding așa per total, pentru că m-am întâlnit în luna asta cel mai mult cu voi, fie că era planificat, fie că nu era planificat. Am avut parte de cele mai faine experiențe și, nu știu, mi s-a umplut așa sufletul. Pe drum înapoi spre casă venea să plâng, să vă spun sincer. Deci chiar îmi venea să plâng. Și dacă tot am deschis subiectul ăsta de întâlniri și așa, mă gândeam când o să fim în weekend acum la Sibiu, să încercăm să facem o mini-întâlnire pentru cine are timp, cine își dorește, cine vrea să vină. Sâmbătă dimineața, mă gândesc acum așa la un loc, dar nu știu unde. Andrei, tu ai vreo sugestie? În Sibiu. În Sibiu, da. M-ai ajutat extraordinar de mult. Dar cu Chiurtoș. Ești degeaba acum. Degeaba. Am pică imagi. Aolo, hai zi-mi, te rog. Păi nu știu. Păi nici eu nu știu. O să mă uit pe hartă.
uite un monument, care se numește efectiv monument. A, uite-mă, la Muzeul de Istorie Naturală. Gata. M-am uitat pe hartă și am stabilit, dacă ne lasă Nova cu zgomotul, să ne întâlnim. Pentru cine vrea, poate să vină și își dorește, sâmbătă dimineață, deci sâmbătă această dimineață la ora 11, în fața Muzeului de Istorie Naturală pe strada Cetății. Mă uitam acum. O să pun eventual și în descrierea chiar acestui videoclip link către harta cu pinul pus acolo ca să ne găsim ușor, dacă e. Și abia aștept să văd ce scaiței sunt prin Sibiu. Iar acum voi mânca această turtă dulce. Este super bună. Stai, stai. Mama, e nebunit cineva. Pentru tine e asta, da? Pentru tine. Culcat. Ia uite-mă că nu mai ascultă. Atât de disperat e. Culcat. Bravo. Iau. Atai, hai și fugi cu ea. Îți pică din gură. A se observa că el mai avea un os al lui, dar a simțit că e ceva nou acolo pentru el. Doamne, uite cu ce viteză mănâncă, zici să nu vină pisicile peste el să-i fure. Îți pică din gură. A se observa că el mai avea un os al lui, dar a simțit că e ceva nou acolo pentru el. Doamne, uite cu ce viteză mănâncă, zici să nu vină pisicile peste el să-i fure. Băi, aveți și voi. O să vă dau și vouă, că urcăm sus, vă pun în castronelă, aveți pliculeț bun, gourmet. Pliculeț bun, da? Oh, Doamne! Hai tu, că ești mai mică și nebună. Răbdare că vă pun tuturor. Uite, ia și tu fru. Alexa, lights on. Perfect. M-a luat somnul. M-am trezit doar cât să vă zic noapte bună, să nu... Mă mai culc așa fără încheiere, dar atât, nu mai știu stare, abia aștept să dorm. Pun capul pe perne să nu mă mai trezesc până mâine dimineață. Vă pup, ne vedem mâine, bye!